Bună, iubițelor, ce mai face? Toate bune și frumoase? Haideți că avem treabă. Iubițelor, uite, tocmai m-am întors de la Chic, e o căldură infernală, dar, mă rog, în fine, nu mai comentăm nimic. Pentru că, na, mâine e 15 august și întotdeauna se spune că din 15 august începând, gata, trecem la toamnă și atunci nu mai zic nimic, las să mai fie un pic de vară, pentru că e greu de crezut că la iarnă va fi vară, nu? Bun, am făcut o incursiune într-un magazin Chic ca să văd ce găsesc și ce lucrușoare frumoase pot cumpăra. Un pic să închid aparatul, că s-ar putea să facă un zgomot cam neplăcut. O secundă. Așa. Am închis aparatul, că să nu ne deranjeze sunetul respectiv. Bun. Și ce să vă spun? E un magazin de tip Pepco. Dintre cele două, avantajul Pepco, din ceea ce am observat eu, e că parcă își structurează mai bine produsele, parcă le aranjează mai bine, le structurează mai bine, în fine. Dar hai să nu comentăm, pentru că, na, fiecare magazin are personalitatea sa și sigur că șeful magazinului sau cel care a creat conceptul respectiv are propria viziune și, în fine. Magazinul Chic îmi aduce aminte de magazinele... Stai să vedem, uite că am un lapsus, mi-aduc eu... Taco Fashion. Îmi aduce aminte în anumite privințe de Taco Fashion. Și apoi, da, de ce nu vreau să fiu, de ce vreau să fiu așa relaxată în privința asta? Pentru că, uite, un alt magazin, Terra Nova, la care găsești lucrușoare foarte frumoase, dă aceeași senzație de lucruri nearanjate, de neglijent. Poftim, știi? Da, e un concept, știi? E un concept, na, asta e. Bun. Cert este că de la Chic, puteți cumpăra lucruri foarte frumoase. Sfatul meu este însă următorul. Să aveți răbdare, să parcurgeți cam ce e pe acolo. Sau dacă știți că fie nu aveți răbdare, fie nu aveți timpul necesar, e posibil și lucrul acesta, atunci veniți în ideea de a cumpăra ceva. Nu știu, vă trebuie ceva de ale casei, de îmbrăcat, nu știu, știi? Și atunci îți mai limitezi aria de cercetare, de analiză, așa. Și în felul acesta va fi mai ușor. Oricum, ce să zic, dacă ai răbdare și te uiți cu atenție și în stânga și în dreapta, găsești niște lucruri foarte, foarte drăguțe și eu chiar vă recomand. Eu personal, cu siguranță, mă mai duc în acest magazin, pentru că am mai văzut niște lucruri foarte, foarte frumoase și sper să mi le pot achiziționa. Adică, na, să nu se vândă și să nu apuc să le cumpăr din cauza asta. Bun, hai să începem și să vedem ce am cumpărat. Iubițelor, aceasta e sacoșa, sau mă rog, cum vreți să-i spuneți. Nu știu dacă e uriașă, dar în fine, nu știu dacă e uriașă, dar sunt câteva lucruri simpatice. Simpatice și care merită cumpărare. Bun. Hai să repet, să le luăm așa frumos pe rând și să vedem. În primul rând, m-au atras foarte mult aceste tricouri. Uite cum arată, albe și cu imprimeul acesta foarte, foarte frumos. Îmi place și decolteul, că este larg, e
mă rog, cât de cât amplu, mai pentru femei așa, și îți mai lasă și ție posibilitatea na, să porți un lănțișor, ceva, un choker, ceva la baza gâtului, în fine. Și îmi place și genul acesta de mânecă. E cumva răsfrântă, dar nu e foarte lungă, deci chiar ador tipul acesta de mânecă. El e drept tricoul, așa, iar imprimeul e super. Scrie frumos, așa, stai să vedem ce scrie. Downtown Los Angeles, City of Angels, California since 1994. Și îmi place foarte mult scrisul acesta cu negru, cu, după aia argintiul de pe Los Angeles, iarăși negru, iarăși argintiu, un imprimeu frumos, interesant, modern, elegant și în același timp, cum să spun eu, discret, repet, elegant, știi, aparte așa, adică nu, în fine, foarte, foarte, foarte frumos și o să meargă de minune la pantaloni, fie la jeans, fie la blugi. Așadar, ador tipul acesta de tricou și cu imprimeul de tip de acest gen. Pur și simplu le ador. Aceasta e mărimea M. Cred că se merge pe o variantă mai largă, așa mai amplă, dar foarte bine că na, nu știu dacă vrei neapărat tricou mulat. Acum fiecare nu. Sunt cabine de probă, probați și vedeți ce trebuie să cumpărați, ce mărime. Prețul 25 de lei. Super, nu? Deci eu zic că e absolut genial. Bun. Al doilea tricou, pentru că am mai găsit un model foarte, foarte frumos, de data aceasta pe bej, cu auriu și negru, și scrie L'Atelier Paris, Paris, Boulevard Montmartre. Foarte frumos, iarăși, ia uite ce ia uite ce drăguț, ia uite ce elegant, cât de stilat așa și de elegant și de aparte, foarte, foarte frumos și cu, nu știu, crenguțele astea care parcă îți evocă ceva legat de acele bradului, mă rog, în fine, de cetină, de nu mai intru în detalii, iarăși un decolteu foarte frumos pentru tricou și foarte plăcut. Cred că este cel mai flatant decolteu pentru tricouri în cazul femeilor, bineînțeles. Iarăși acea mânecă adorabilă. Tot așa drept, cade drept tricoul din și nu are, nu e rotunjit la capete, dar nici nu era necesar. Și acesta e tot mărimea M și repet, uite ce frumos, ce imprimeu elegant, absolut superb. Absolut superb. Prețul tot 25 de lei. Bun, hai să vedem ce am mai cumpărat. Hai să continuăm cu ceva mai aparte și să lăsăm la urmă chestiuțele mai. Iubițelelor, voiam tare mult să iau ceva articole de lenjerie și pentru că am găsit seturi, am optat pentru două seturi și m-am gândit eu așa că în perioada următoare am să cumpăr și separat. Da, în fine. Și stai să văd cum să le așez aici, că am impresia că s-au zăpăcit de cap. Și uite, un prim set, sutien și chiloțel. Uitați-vă, sutienul e absolut superb. Cât de frumos, cât de sexy poate să fie. Un roz din acesta de ți se zbate ochiul. Dar uite ce delicios, cât de delicios poate să fie. Și hai să scot de aici, de pe umerașul acesta unde sunt ele așezate așa drăguțel și frumușel. Și hai să o clipă că nu, nici nu vreau să trag așa de ele cu orice preț și să se rupă. Și setul era la reducere.
În mod normal costă 45 de lei sutienul și chiloțelul, dar erau la reducere, tot, deci întregul set, 30 de lei. E, ce să vă spun, iubițelor, la un preț din acesta trebuia neapărat să cumpăr. Și uite ce minune, uite ce frumos, uite ce dantelă, absolut, absolut senzațional. Și cu aceste floricele și după aceea, nu știu, așa un fel de gărduți și de, sau frunze, frunzulițe, fiecare cum da, cu păsăricile lui prin cap. În fine, deci uite ce drăguț, cât de drăguț poate să fie și cu fundiță aici la mijloc. Închiderea e la spate din aceasta și chiloțelul, imediat vă arăt și chiloțelul, stai așa să-l țin cum trebuie. Deci, odată e cu danteluța aceasta, la spate e simplu, nu are decât danteluța aceasta de o parte și de cealaltă, foarte, foarte frumos. Iar în față tot așa e simplu, dar pe laterale repetă modelul floral care se regăsește pe cupele sutienului. Foarte frumos, foarte, foarte frumos, ce să spun, e deosebit. Și mi-am mai cumpărat un set care tot așa era la reducere, deci tot costa 45 de lei și era comercializat cu 30 de lei. Uite și acesta, absolut superb, ia uitați chiloțelul și sutienul, ce frumusețe. Și sutienul are chiar niște ștrasuri, așa, uite acum se văd aceste ștrasuri. Foarte, foarte frumos și el, absolut superb. Hai tot așa să desfac, să ne uităm un pic mai cu atenție, că mai e un detaliu la sutien care nu se vede când țin pur și simplu așa de umeraș, dar nu știu, afară am geamul deschis și se aude de afară. Așa, o secundă că mai am așa. Bun, hai să vedem mai întâi sutienul. Uite numai ce frumusețe, să vă arăt partea din spate. Bretelele în partea din spate sunt numai dantelă și uite ce minunăție aici, cu, nu știu, cu o bretea formată din trei mini bretele legate așa pe inel și după aia în partea din. Da, uite ce minunăție, cât de frumos și cât de elegant și cât de inedit, aș putea spune. În partea din față bretelele sunt obișnuite, așa, și uite și cupele sutienului. Ce model, ce dantelă minunată, absolut superb. În interior nu sunt foarte căptușite, așa încât, da, mărimile sunt cel roz, poate cel roz e mai puțin decât, dar nici acesta nu e cine știe ce, adică nu vă imaginați că, da, foarte, foarte, foarte frumoase, absolut superbe. Acesta e un, și celălalt 85 de, foarte frumoase. Ah, da, asta să mai pun accent că, uite, continuam să vă arăt tot pe cel roz. Stai să nu vi-l arăt în continuare dacă e de arătat cel mov, da? Și uite, tot așa model floral, niște flori mai mari cu ștrasurile aferente și după aia flori mai mici, absolut super, ce să vă spun, e ceva așa de vis. Și setul la 30, nu știu, mie mi se pare senzațional, senzațional. Și acesta e chiloțelul, stați un pic să-l așez așa. Deja se întorsese pe dos. Stați un pic să vedem care e fața, care e spatele. E super sexos acesta, uite cum arată. Și e cu pațișoară la spate, e mai mult decât tanga, e sexy de numai. Atât e lățimea la spate, dar absolut super sexy. Uf,
etichetele astea imense care trebuie tăiate. Le tai, nu arată bine, arată de parcă ți-ai cumpărat lenjeria, nu știu, de la ajutoare sau nu știu de unde. Nu le tai, nici dacă nu le tai etichetele astea, nici așa nu e bine, că ia uite cum... stai. Unde-i dracu, a dispărut eticheta? Ah. Nu le tai, ia uite cum, știi, eu fac tot posibilul să-ți iasă așa din chiloțel, știi? Da. Deci, absolut superb și chiloțelul acesta, foarte elegant și foarte, foarte sexy. Așa. Am să vreau să mai cumpăr și separat și chiar am să caut cu mare plăcere și cu... da, asiduitate să cumpăr și, și separat, și articole separat. Și acum ceva mai, na, dar contează pentru, știi, informația generală. Sigur că găsiți tot felul de chestii pentru casă și, de exemplu, umerașe. Și aici avem un set de 8 umerașe care costă doar 8 lei. Serios acum, și dacă... ați început odată să vă cumpărați umerașe, știți foarte bine că va trebui să cumpărați mai des umerașe, pentru că pur și simplu trebuie, cât ai vrea tu să zici că nu-ți trebuie sau eu știu ce altceva, trebuie umerașe la greu. Și tot te trezești, aoleu, dar iar mai trebuie umerașe. Ei bine, la Kik găsiți seturi frumoase, eu am luat pe alb, găsiți seturi superbe, 8 umerașe și cu rizurile, hai să vă arăt așa, și cu, așa, uite aici se vede mai bine, și cu rizurile acestea care opresc produsul să alunece de pe umeraș. Și ce-am mai luat? Ceva foarte interesant. Am mai luat niște bureței cu o formă, bureței dragă, care fiecare îi folosește cum vrea, sub formă de inimă. Tot așa, cu o parte moale, o parte abrazivă. Ei sunt pentru curățenie, nu poți să te speli cu dânsii, pentru curățenie, dar îmi aduce aminte de bureței aceia cu smiley face pe care îi vedem pe Instagram și culmea e că i-am văzut și eu, dar nu mai știu pe ce site, dar i-am văzut în România, sunt ajuns și acei bureței, poate pe site-ul de me, dar să nu mă înșel. Cert este că nu sunt ieftin, adică un burețel din acela mic, știi, pe care îl vedem noi cum știi, îl aruncă tipa pe Instagram, știi, îl aruncă așa în chiuvetă și după aia răspândește gelul, mă rog, ce are ea, cremă de curățare și folosește burețelul acela, e 21 de lei un burețel. În fine, setul acesta costă, stați așa, lei, 7 lei. 7 lei și când i-am văzut de forma aceasta și când mi-am dat seama că de fapt sunt bureței pentru menaj, așa zic, măi, taci din gură că ne-am scos cu toatele, avem burețel de menaj cu model. Așadar, da, e o încântare și asta, să, dacă tot trebuie să faci treabă, să fie măcar cu model, cu inimioare, cu alea. În fine. Da. Iubițelelor, acesta a fost haul-ul de la Kik, dar să știți că eu am să mai fac incursiuni pe acolo pentru că am mai văzut niște lucrușoare foarte, foarte frumoase și merită cumpărate, chiar merită, nu e nimic așa, cum să spun eu, luat cu inima îndoită sau numai pentru că e un preț bun. Am să vă arăt și vouă la momentul respectiv. Deocamdată eu vă salut și până data viitoare vă zic pa, pa!